și domnilor, bine v-am găsit la un nou interviu al telejurnalului. Invitata mea de astăzi este Zina Zen, care a venit tocmai de la București. Bine ai revenit acasă! Bine v-am găsit, bună ziua! Cu ce ocazie? V-am adus iarna și v-am adus o carte nouă, albă, 513, pe care vreau să ți-o ofer în dar. Da, îți mulțumesc foarte mult și din start te întreb, ale cui sunt aceste buze? Este Victoria Vasilache pe copertă și conceptul este a Natalie Gârbu. Am avut eu o istorie aparte cu această copertă. Am avut câteva opțiuni de a alege. Toate erau foarte bune și până la urmă am decis să fie simplă, albă, cu o pereche de buze. E o poveste spusă altfel. Altfel cum? Așa cum sunt aranjate buzele pe copertă? Invers, da. Invers. Da. Bun, spune-ne mai mult, de ce 513? Am auzit, documentându-mă așa pentru acest interviu, aș vrea să ne spui și nouă, de ce anume 513 și nu un titlu, mai știu eu așa, mai scriitoricesc? Mai... Adevărul este că mi-e foarte greu să dau titluri, chiar și carte de poezii, da. Le-am numerotat de la 1 la 70, pentru că mi-e foarte greu să dau definiții sau denumiri lucrurilor. 513, chiar și barul, când era 513 bar, îmi plăcea foarte mult cum sună, deci avea sonoritate. Le-am cerut permisiunea să împrumut titlul și e foarte bine că până se deschide un alt 513 bar, e cartea care ne ține împreună, dar de fapt nu este vorba despre celebrul bar din Chișinău. Ca să-ți dai seama de ce 513 trebuie să citești cartea, să ajungi la o anumită pagină din ea și e acolo tot. Nu vreau să divulg. Okay, acum, în linii mari, despre ce este cartea? Ok, o vom citi și ne vom pătrunde de esența mesajului acestei cărți, dar în linii mari, despre ce este? Este o carte despre iubire, dar are câteva fire roșii și fiecare și-l alege pe a lui. Deci sunt câteva povești, de fapt e o poveste, că așa e și iubirea, de fapt e compusă din mai multe pe parcursul vieții, dar ea de fapt e una singură. Deci o poveste cu multe, multe file. Da, da, și cu... e o poveste sinceră, deschisă, adevărată sau nu, fiecare decide câte ficțiune. Deci, fiecare cititor se poate regăsi în aceste povești sau în aceste file ale poveștii. Da, pentru că sunt niște povești din viață, povești crude, adevărate. Și cred că toată lumea care are emoții, care are sânge în vene, a trecut prin ele. Adică nu suntem tot timpul fericiți, nu suntem tot timpul împliniți, nu ne merge tot timpul perfect. Mai avem faze, mai cădem, ne ridicăm, ne adunăm, ne reinventăm, mergem mai departe. Așa sunt eu, așa e și cartea mea. Această carte ai scris-o imediat ce ai lansat It's Complicated? Sau ea este scrisă mai de mult și ai aranjat-o cumva în coperta aceasta destul de albă și cu buzele atât de senzuale? Da, unele părți din carte au fost scrise de mai demult. N-am avut curaj nici măcar să deschid folderul cu unele bucățele mici de texte pe care le scriam ca să le scot din mine și să le las acolo, să le uit sau să revin mai târziu. Pentru că erau niște cuvinte care erau la mine în cap sau în suflet și eu nu credeam că vreodată o să pot să le arăt lumii. Nu aveam încredere în nimeni să le arăt. Acum timpul le-a așezat frumos la loc pe toate și a venit vremea lor. Unele bucăți din carte sunt scrise pe blogul meu sau pe o rețea de socializare, că am vrut să păstrez un anumit registru cu care s-a obișnuit cititorul, să nu fie altceva decât am mai scris până acum. Altele au fost scrise prin trenuri, pe bucățele de ziar, în agenda mea, în telefon. Și a fost scrisă, de fapt, unele părți înainte de It's Complicated. It's Complicated a fost o variantă de compromis, că tot am promis că vin cu o carte. Nici 513 nu e cartea cu care, de fapt, trebuie să vin. Dar am zis, ok, facem poeziile, după aia încercăm cu o proză, un mini-roman și ne învățăm, creștem. Că... Deci, deocamdată încă nu este cartea cu care ai putea... Bun, eu sunt sigur că te mândrești cu fiecare lucrare, da, care a apărut, dar din ce ai spus, încă nu este cartea care ai putea să spui sus și tare că, uite, ăsta e al meu, cu asta mă mândresc. Este o carte, dar nu este cartea, deci eu sunt sigură că
o să apară cartea. Dar vreau să spun că are atâta energie și iubire cartea asta și atâta suflet, nu neapărat pentru că e scrisă de mine, dar deja are un destin, deja au fost atâtea coincidențe care au făcut ca ea să apară și de când am venit aici să o promovez, am primit atâtea daruri, atâtea întâlniri frumoase și atâtea deschideri, încât deja știu că împlinirea cărții s-a întâmplat și tot ce urmează o să fie din ce în ce mai bine. Deci o iubesc foarte mult. N-a ajuns încă la toată lumea, de-abia aștept să... Da, știi, surprinzător este faptul că înainte de lansarea acestei cărți, deja cartea este în vânzare. Colegele mele și-au procurat-o și au venit și câțiva curieri la poarta televiziunii și au adus această carte înainte de a fi lansată ea. Și chiar mi se pare destul de interesant pe de-o parte, pe de altă parte straniu că încă nu este lansată, dar deja ecoul acestei cărți este resimțit și aș vrea să aflu care sunt reacțiile, primele impresii, primele reacții la cald ale celor care au reușit deja să răsfoiască această carte, 513. Da, nu a fost o strategie de mea sau vreun pas de marketing. Eu am citit-o de atâtea ori pentru că eu am corectat-o, eu am redactat-o practic, nu am apelat la nimeni, că eu știu fiecare virgulă de acolo și știam că nimeni nu poate să înțeleagă de ce am pus virgula aia și, exact. Și de ce am folosit cuvântul tipaj, pentru că nu e un cuvânt în limba română, dar el a trebuit să fie acolo. Și am citit-o de atâtea ori încât la un moment dat nu o citeam, dar nu o mai simțeam. Am citit-o, chiar am plecat într-un oraș străin să o citesc în altă parte printre oameni străini, dar am citit-o în Berlin, manuscrisul final. Și vroiam să văd reacția, oricum veneam să o lansez, oricum îi dădeam drumul, da. Dar vroiam să văd reacția unor oameni străini, pentru că ai mei mă iubesc oricum cu ce-aș scrie, pot să scriu și niște instrucțiuni de utilizare a unei mașini de tocat carne, oricum o să mă iubească și o să zică că am scris perfect. Dar vroiam să văd alte suflete care nu mă cunosc, care nu știu cum sunt eu în particular, cum o să o primească. Și de asta am pus-o în vânzare mai devreme. Și în plus, Cristina Doba de la Elibrare le împachetează cu levănțică, da, fiecare văzut, carte are un desen și asta face toată această lansare de carte, o transformă într-o sărbătoare frumoasă. Zina Zen, unde este mai mult cunoscută? Pe care parte a prutului? În mediul virtual sunt cunoscută mai departe de prut. Foarte multă lume plecată în străinătate. N-am stat să calculez de unde îmi vin toate mesajele, pentru că îmi vin deja foarte multe mesaje și eu încerc să vorbesc cu toată lumea, pentru că îi simt pe fiecare. Știu de ce îmi scrie și știu ce trebuie să răspund. Pentru că am scris în România pentru una dintre cele mai citite reviste de acolo, sunt citită în România foarte mult, dar îmi vin foarte, foarte multe comenzi de carte din străinătate, din partea românilor și de pe o parte și de pe cealaltă de prut. Și merg la poștă pentru fiecare, toată lumea care a vrut cartea semnată. În fond, pentru că am avut o problemă cu It's Complicated, cu distribuirea, am început să o trimit eu cu poșta să nu rămână, toată lumea a vrut o semnată. Așa că It's Complicated, aproape toate exemplarele, 1000 și ceva care au fost vândute, aproape 2000, aproape toate sunt semnate de mine. Cu 513 n-o să-mi iasă, că nu am fizic, timp și logistica necesară. Apropo, câte exemplare ai scos cartea 513? 1000 de exemplare, dar astăzi am avut o ședință editorială și cred că pentru lansarea din București, care va avea loc la sfârșitul ianuarie, o să reedităm, pentru că deja îmi dau seama că a crescut foarte mult numărul de precomenzi pentru România și străinătate și atunci epuizăm în Moldova stocul de 1000 de exemplare și reedităm și la începutul ianuarie pentru lansarea de acolo, de că București. E și România mai mare și... Și fluxul ăsta de solicitări la fel este mult mai mare, este, da? Copleșitor sentimentul să știi că în fiecare zi îți scriu tot mai mulți și mai mulți, pentru că și reacțiile sunt foarte multe, foarte bune, foarte vii. Dar, în general, te-ai așteptat la un asemenea? Pentru că, să recunoaștem, tu ai succes. Mulțumesc. Deci, eu nu-l simt și nu-l percep ca pe un succes. Dar e parte din... Îmi dau seama că face parte din mine. Mă văd prin ochii altor oameni. Încep să văd părți frumoase din mine prin ochii altora. Și e o chestie nouă și foarte interesantă. Poate asta tu definești succesul pe care îl ai în mediul virtual, în mediul real.
Posibil, nu știu. Oricum, nu mi-am făcut niciun fel de așteptări. Nu mi-am făcut calcule, prognoze, nimic. Așa când ai început să scrii, nimic? Nimic. Eu sunt o persoană foarte intuitivă, pe intuiție, pe emoții, pe reacție, pe... Trăiesc, sunt o persoană liberă și fac în general ce vreau. Am vrut să dau lumii cartea asta, am dat-o. Dar îți dai seama că ești cunoscută? Sunt cunoscută și mi se întâmplă chestii foarte drăguțe. De exemplu, să apropie cineva în metrou de mine, să-mi zică că tu ești Zina Zen. Sau chiar și aici, la voi, s-a apropiat de mine cineva. E interesant, nu știu, e nou. E foarte nou și sunt curioasă în faza asta. De... Și odată, bun, acum ești la a treia carte. Urmează o altă lucrare, un alt volum. Evident că succesul ăsta va continua să crească și va lua alte turații. Ești pregătită pentru a face față, eu știu, valului ăsta de succes? Pentru că asta e, să recunoaștem. În ziua de astăzi, tu ești conectată și ai priză la public. Sunt foarte pregătită, încerc să nu mă gândesc. Adică orice s-ar întâmpla, mi s-au întâmplat în viață până acum și chestii foarte bune și chestii foarte proaste sau rele și înveți cu timpul. Se întâmplă, rezolvi. Se mai întâmplă altceva, rezolvi. Cauți soluții. Orice problemă are o rezolvare. Când o să fiu, nu o să mai pot să răspund eu mesajelor, dar o să încerc să răspund personal pentru că e foarte deosebită lumea care îmi scrie și, de fapt, copleșitor sentiment, este sentimentul când văd cât de faină e lumea care îmi scrie, doctor, și bărbați, și femei, adică eu n-am un anumit segment de populație. Deci îmi scriu oameni, azi dimineață, de exemplu, majoritatea precomenzilor au din străinătate, bărbați din Germania, femei din Franța, din Canada. Cred că n-am trimis doar în Australia cărți până acum. Urmează. Deci, în rest, în America? Toate, da, Canada și America... Foarte mult, Italia, Franța, da. toate. Pentru că și românii și basarabenii sunt plecați și eu am o chestie specifică, deși stau în București de foarte mult timp, eu mi-am păstrat dulceața exprimării. Nu vreau să mă schimb și probabil asta mă face deosebită de alte persoane care scriu. Da, tu te consideri scriitoare? Nu, n-am avut vreodată pretenția asta sau nici măcar n-am sperat să fiu numită scriitoare. Maximum ce pot să spun, sunt o autoare. Mai nou sunt și textieră, dacă vrei să intrăm în anumite categorii. Da, imediat discutăm și despre asta. Sunt o femeie normală, deci... Asta spune asta, totul. Ți-am zis că mi-e greu cu definițiile, deci nu... Da. Oricum, lucrările tale sunt citite. Foarte multă lume te apreciază, dar sunt și critici. Da? Unde? Nu știu, te întreb. Eu sunt un om foarte norocos. Nu prea deci am fost criticată. Nu știu cum aș reacționa la critic. Bine, critic. Am dat manuscrisul meu cuiva specialist și mi-a zis o să fii criticată pentru că zic, mi-asum, nu este o carte scrisă, scriitoricește, cu reguli respectate. E o carte pe care am scris-o ca și cum aș povesti-o. Și atâta timp cât cineva ia un bilet de avion din Irlanda să vină în Chișinău la o lansare de carte, pentru mine e suficient. Deci pe mine nu mă interesează cealaltă critică. Sau dacă știu că prietena mea a stat până la 4 dimineața să o citească și să plângă la sfârșit până vine soțul ei să o întrebe ce s-a întâmplat, am terminat cartea zilei. Deci e suficient pentru mine. Deci eu trofeu mai mare nu aspir la alte premii. Deci asta e premiul. Dar cum vezi atunci această, eu nu știu, dacă există discrepanță sau există acel perete între scriitorii cu renume din Republica Moldova și România și autorii sau scriitorii de astăzi, moderni? Oricum, există o concurență, clar. Există și aici oricum ăștia cu nume ar critica ceea ce scriți voi? Sunt sigură că ar critica. Eu, din ce am observat până acum, scriitorii cu renume, cu greutate, cu facultăți și cu toate pe care îi admir, îi respect și îi citesc, vând foarte puțin. În schimb, oamenii, femeile normale ca mine, eu am scris cum îmi place să citesc. Dacă am urcat într-un tren, să-mi fie, până ajung eu la Băile Herculane, să pot să citesc o carte. Cât zbor cu avionul sau am o escală undeva, să pot să o citesc.
Sunt momente, într-adevăr, foarte de o profunzime în care am nevoie de o carte cu un substrat, un mesaj puternic care să mă... Ok, există și astfel de cărți. Eu citesc destul de multă literatură metafizică, dar la mine cartea e simplă pentru că și eu sunt simplă, propoziții scurte, clare, nu am vrut să mă întind foarte mult. Am fost, apropo, vara trecută am zis că ok, dacă ăsta mi-e drumul cu scrisul, să fac un curs de scriere creativă. M-am înscris la curs, l-am plătit, m-am dus cu specialiști și tot ce am înțeles eu de la tot cursul, că trebuie să-mi păstrez autenticitatea și lipsa stilului. Cum îmi vine? Așa dacă și e din mine, scrii. E din mine, nu, n-am cum. Orice m-ai întrebat din carte, eu știu că a fost trăit, trecut prin mine. N-am copiat de nicăieri. Dar cine poate scrie în general? Oricine poate să scrie, dar nu are curaj lumea să scrie, să se expună atât de mult. Cred că mai mult e o problemă, e bariera aia, toată lumea se teme de critică, de judecată, cum, vai, o să afle mama că am suferit atâta, vai, ce o să zică prietenii mei că am stat și am plâns ca un prost 3 săptămâni, eu sunt bărbat, eu n-am voie și nu prea scrie lumea. Deci din lipsa de curaj, din lipsa de tupeu, poate? Da, da, se poate, da. Deci ăștia care au curaj și au un pic de tupeu pot să scrie. Eu cred că și o doză de nebunie îți trebuie. Și nebunie. Foarte pentru important. Pentru că eu, de exemplu, sunt jurist. Deci eu sunt licențiat în științe juridice și în științe politice. Am făcut studii academice post-universitare. Deci eu m-am zilnic lucrez într-un domeniu destul de rigid. Și fac și foarte mult voluntariat. Adică eu am foarte multe segmente de acoperire. Eu sunt în mai multe feluri. În scris, cred că mă simt foarte bine. Dar cel mai liber, de fapt, mă simt când fac voluntariat. Nu știu. Foarte bine. Te-ai gândit care va fi următoarea carte, lucrare? 514. 514, da? Glumesc. Nu știu încă. Am o idee după lansarea de la București a lui Igor Guzun cu vinilul. Zic, Doamne, am atâtea povești cu mormântările din Moldova, cu însoțitorii de tren de la prietenia, cu tot ce se întâmplă între casele astea două ale mele, ar încăpea într-un volum superb, de, mai ales că prietenii mei români deci sunt înnebuniți după poveștile mele de acasă, deci de tot ce se întâmplă într-un Max Taxi, de exemplu. Eu azi am mers cu Max Taxi de 2 ori, bine, am încurcat drumul de ambele ori, dar deci, deja aveam 2 paragrafe. pentru că fiecare lucru, ori eu văd astfel lucrurile, adică eu nu le văd în gri sau în... Eu țesc o poveste pentru fiecare... Asta contează. Dacă să revenim la ceea ce ai spus tu, că ești autoare și... Textieră. Exact. Pentru Natalia Barbu ai scris... Doar, da? Pentru, Natalia Doar pentru Natalia Barbu. Ai scris la comandă sau ai scris o poezie după care Natalia a citit-o și i-a plăcut și te-a apelat și nu, la comandă în niciun caz n-am scris, n-o să scriu, deși am scris pentru revista 15 minute și atunci aveam termen limită și chiar dacă știam că am o lună la dispoziție, când știam că se apropie un termen limită, deci nebuneam, pentru că când îți vine scrii. Corect. Mie mi-au scris mai mulți artiști pentru melodii. Nu o să dau nume, în fine, nu s-a materializat, pentru că eu nu înțelegeam atunci cum e să faci o melodie, adică partea de text, partea de... Și eu aveam poezia gata făcută și îmi spunea, dar vezi că mai trebuie un bridge, poftiu, vezi că îmi trebuie aici să... Zic, eu nu mai pot să umblu la poezie, deci asta este, nu știu. Cu Natalia a fost o întâmplare. M-a rugat să... Victoria Cușnir m-a rugat, uite, vrea Natalia o melodie, hai să încercăm. Pentru mine era o provocare nouă și, de fapt, vreau foarte tare să o cunosc pe Natalia Barbu. Era asta și ea în București, da. Și zic, hai, ok, e oricum foarte ok să o cunoști. Și a fost o experiență foarte interesantă și nouă, melodia Noi Doi, pentru care am și luat un premiu, șlagărul anului, nici nu știam că există premiile astea, pentru că sunt plecată de mult. După care am zis, hai să încercăm mai multe melodii și am, eu nu pot să zic colaborare, noi ne-am împrietenit foarte mult, noi ne împletim, ne completăm și am făcut împreună, ea începea, eu continuam, puneam rimele, schimbam, ascultam împreună sau separat, făceam schimb și a ieșit o lucrare
Deci ruptă de realitate. De o să fie la anul un produs extraordinar. Am avut șansa să ascult acum în studioul ei varianta demo, practic, nu este final și pot să spun că deja cea mai mândră sunt de fapt de albumul Natalie care va apărea la anul decât de cărțile mele de până acum, pentru că este un cosmos adevărat. Deci și o declarație destul de tare. Da, este și mi-o asum. Foarte rar mă impresionează cineva atât de mult. Și Natalia, pe lângă faptul că e o persoană frumoasă și deșteaptă și tot, e atât de puternică și transmite un mesaj din, și din tot, de peste tot, Doamne. Este... Deci, albumul o să fie ceva extraordinar. Deci până la lansarea albumului sau în preajma lansării albumului trebuie neapărat să o am invitată și pe Natalia. Categoric, categoric. Să vorbească despre colaborarea ta cu ei. Partea cealaltă, da, să zică, da. Doamne, bine că am scăpat de zi în zi. Nu, să vedem acel cosmos care l-ați creat împreună. Da. E o întreagă echipă, ea a lucrat cu Iubesc aici în Chișinău, partea muzică, am învățat și eu ce înseamnă bridge, ce înseamnă aia, deci acum deci sunt... este o, cum crezi, vei continua să scrii pentru deja am primit interpreți? Deja, da? Am primit câteva întrebări legate de aspectul ăsta, nu știu, eu o să încerc, pentru că eu scriu dacă îmi vine să scriu, dacă nu-mi iese foarte repede, renunț, eu nu revin la idei și dacă cu Natalia am o empatie aparte, cu ea, ți-am zis, noi ne simțim practic, e ușor. Și greu și ușor în același timp, pentru că eu nu vreau să o dezamăgesc, să fie un vers prea simplu, să conțină toată emoția pe care ea a vrut să o transmită și ea are încredere că eu o să găsesc rima potrivită și ce noroc ne-am completat la albumul ăsta. Pe... Unde te simți mai mult acasă? Eu sunt acasă, deci unde, eu pot să mă simt acasă oriunde, deci peste tot, că am fost în Norvegia, m-am simțit acasă, am fost în Africa, m-am simțit acasă, deci eu... Deci nu ești omul locului, te tragi de aici, din Republica Moldova, ok, te-ai mutat la București, dar cu sufletul și duci dorul de Republica Moldova. Deci Moldova, Republica Moldova pentru mine oricum o să fie casa mea, rădăcinile mele sunt aici, tot timpul o să vin aici să-mi iau, să-mi... Da, și oameni mai apropiați, de fapt nu pot să zic că am și acolo, am și aici, nu, am și mare noroc de oameni. Am niște prieteni extraordinari aici și am oameni extraordinari acolo și mi-e bine, foarte bine și acolo și aici. Nu pot să spun unde, dar aici m-am născut, dacă asta mi-a fost soarta, să mă nasc aici, să revin aici de fiecare dată. Și cu ocazii mai triste, ca acum în ultima vreme tot vin mai des la mormântări, dar asta e viața, se întâmplă. Da, face parte din și viața noastră. Venim să lansăm, facem sărbători, venim să... Ok, când asistăm la cea de-a patra lansare? Eu știu că este prea de vreme, prea de vreme, dar așa, un termen... Nu știu, chiar nu știu. Când o să-mi vin? Am zis, când am terminat 513, am zis să nu mai aud mai mult, nu, dar deja buricile degetelor e... Probabil o să am o vacanță, un pic de liniște și când o te să... Te vei aduna și vei începe. Da. Și o ultimă întrebare, știu că ți-au pus-o mulți, dar nu puteam să... De ce Zinazen? Exact, ai ghicit. De ce Zinazen? Am citit multe despre tine și știu variante, dar spune-ne și nouă aici. De ce Zinazen? De ce în primul rând Zina și după aia Zen? Când am spus mamei că era deja paralele, prima carte era în prelansare și eu tot nu mă adunam să-i spun mamei mele că eu vin acasă ca să lansez o carte, pentru că nu știau rudele mele că eu mai și scriu. Și nu prea eram confortabilă cu și gata venea lansarea și maica mea când a auzit a zis: da, foarte bine, ok, dar de ce Zina Zen? Ți-am dat un nume atât de frumos. Când eram studenți, am avut un prieten, și l-am și acum foarte bun, și noi, dintr-o glumă, ne numeam Zina unul, nu știu de unde a început, adică știu, toată, dar nu e de televizor povestea, și ne numeam Zina unul pe altul și am păstrat partea asta de Zina, unii mă întreabă de ce îți spun Nicoleta, și atunci, ca și pseudonim pentru unele forumuri sau așa, mai foloseam Zina, că mi-era foarte simplu, se citește ușor. Când a fost timpul să-mi pun un pseudonim, pentru că eu nu prea am vrut, eu am vrut să țin lucrurile separate, adică partea mea de viață profesională rămâne acolo și partea asta de scris, de pomond, vine aici. Zenul a apărut mai târziu când eu am descoperit partea asta spirituală a vieții, yoga și toate chestiile astea.
Și atunci mi s-a părut că sună foarte bine Zina Zen. N-am știut că o să ajung atât de departe și că atâta lume o să-mi dea întrebarea asta, că altfel jur îmi găseam un pseudonim foarte frumos. Dar acum este ok. Acum nu-mi imaginez viața cu un alt pseudonim. Dar poate o gândeam cumva, găseam o conotație. Dar uite, Z e întors invers, așa că... Și-mi place litera Z foarte mult. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația să vii la TVR și să ne vorbești despre cariera ta, despre lucrările tale și despre viitorul tău. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Și îți urez multă baftă, succes în continuare și așteptăm cel de-al patrulea volum. Când va fi, nu știm, dar cu siguranță va mai fi. Mai întâi albumul Nataliei, că sigur până atunci, nu? Da, mai întâi albumul Nataliei, Natalia să vină aici la TVR să mai discutăm. Cu siguranță vine că... Îți mulțumesc încă o dată, baftă mulțumesc multă! Mulțumesc și eu! La revedere! La revedere! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Eu vă dau întâlnire și duminica viitoare la aceeași oră 18:30 cu un nou invitat al interviurilor Telejurnalului Moldova. Toate bune!